Vreau să te dau pe mâna poliției și de asta merg de urma minunii tale. Și pe asta o să-l chem ca martor. Poliția! Chemați, vă rog, poliția! Străzele Chișinăului îmblă un bandit periculos. Sare la oameni și amenință. Ia uite ce face. Și te nimic de oameni. Poliția! Sunt doi bandiți pe aici. Vă rog, chemați poliția! Aceea e lanterna mea. Aceea e lanterna mea. Chemați, vă rog, poliția! Asta se întâmplă în fața Ministerului de Interne de la Chișinău, pe Bulevardul Central. Dă-vă-i lanterna, că e a mea. Asta e lanterna mea, să mi-o dai înapoi. Chemați, vă rog, careva poliția. 902, sunați la poliție, careva. Ați putea să fiți și voi bătuți într-o bună zi, așa. O să vă meritați soarta complicilor. Nu o să se ducă ei de parte. S-a oprit pe zebră, alt bandit. Parcă sunt prominti toți în orașul ăsta. Ai smești dumneata la poliție, să-mi dai lanterna. Idi, ia-ți gruzii, bleac, idi atsuda. Lanterna să mi-o dai gruzinule. Ia-ți dam, bleac. În Gruzia te-ai născut, în Moldova ți-ai la pușcărie. Poliția! Chemați, vă rog, poliția! Domn polițist! Domn polițist! Domn polițist! Poliția! Mă agresează, vă rog să interveniți! Mă agresează banditul ăsta! Mă bate! Vă rog să rețineți că o să vă dau în judecată! Am înțeles, asta știu. Asta am înțeles. Am văzut cum intervesc omul. El m-a lovit și m-a amenințat mai devreme. De asta și-l filmez. E capabil să omoare oamenii ăsta. Uite, trece la roșu. Vreau să te dau pe mâna poliției, până nu te dau la poliție. Până nu te dau pe mâna poliției, nu scapi de mine. Până nu te dau pe mâna poliției, nu scapi de mine. La poliție să te dau. La poliție să te dau. Hai să răspunzi. Și pentru vorbe și pentru fapt. Poliția! Da, dumneata ești debil. Dumneata ești criminal. Mă bate. Eu e fi debil, dar dumneata ești criminal. Hai, stai la pușcărie, să vezi. Du-te și dă-mi pașe, că nu ce-am facă, mă. Dacă nu mă atingeai, nu mă luam de dumneata. M-ai amenințat și m-ai lovit, acum o să trebuia să răspunzi. M-ai amenințat și m-ai lovit, ai să răspunzi. M-a lovit și m-a amenințat. El ți-a dat voie să filmeze. Da, da. Nu mai două partea lor, trei mă filmează. Și l-a lovit. L-a lovit. Păi pe cine? Cine ta? Dacă ești needucat și agresiv. E penal. E criminal. Ăștia o să stă la pușcării. O să hodinească restul
vieții la pușcării, că e periculos. Spune cum te cheamă și nume să denunți la poliție și după așa. Spune cum te cheamă și nume să denunți la poliție și după așa scapi de mine, da, așa? Până nu te ia poliția, nu te las. Am înțeles, da, asta e încă o amenințare, e tot împotriva dumitale, mai spune. Până nu te dau pe mâna poliției, nu te las, că ai să omori pe cineva. Ești periculos. O să te dau pe mâna poliției și apoi să mă tratez. Nu știi, dar mă amenință. Dacă nu știi, de ce mă amenință? Dacă nu mă amenințai, nu-ți filmam. Dacă nu mă amenințai, nu-ți filmam, spărietule. Dacă ameninți, înseamnă că ești capabil și de bătut și am văzut că chiar ai făcut asta. Și nu e nici un polițist pe toată strada, erau vreo câțiva mai devreme și nu. Și nu a reacționat. Până nu mergi la poliție, nu te las. Până n-ajungi la poliție, nu te las. Poliția! Avem poliție în orașul ăsta sau numai bandiți? Și complicii bandiților. Până nu te dau la poliție, nu scap de mine. Până nu te dau la poliție, nu scap de mine. Chemați, vă rog, poliția, că ăsta e bandit. Până nu te dau pe mâna poliției, nu scap de mine. M-au amenințat și m-au lovit. Iau, și pe dumneata o să te bat acum. Și pe dumneata o să te bat, amuș. Ce să-i faci? Treci la poliție, poliția nu vine. Da, măi, și tu, deștept. Nu-ți dau pași până nu mergi la poliție. Până nu mergi la poliție, nu-ți dau pași. Ești periculos. Ai putea să bați pe altcineva, nu numai pe mine. Ia luați seama că ăsta e capabil să bată. Mai gine chemați poliția și păziți-vă. Se sparte și el. Nu știu cine, nu știu cine, de asta mă țin de el să nu-l prăpădesc, poliția nu-l mai găsește. Domnul martor. Domnul martor, nu vreți să-mi spuneți datele de contact?